Mușcelul Câmpul Lung a fost ieri seară exemplul perfect pentru cum nu trebuie să arate o echipă de fotbal care se află pe podium și are ca obiectiv câștigarea campionatului, indiferent de eșalonul în care evoluează. Fără niciun orizont, aceasta este poate cea mai potrivită caracterizare pentru modul cum au evoluat elevii cuplului de antrenori Popovici-Tică. Echipată în alb, Mușcelul Câmpul Lung, locul 2 în clasament, a jucat intermediara din această săptămână în deplasare la ocupanta locului 3 AS Valea Ursului. Calculul hârtiei dinaintea jocului spunea că orice rezultat în afara victoriei îndepărta echipa gazdă de obiectiv. Brigada care a condus partida a avut în componență doi arbitri ce oficiază la nivelul ligii întâi, centralul Iulian Călin și asistentul George Florin Neacșu. Tribuna micuțului stadion din Valea Ursului a fost arhiplină cu localnici, dar și foarte mulți spectatori din Câmpul Lung au făcut deplasarea pentru a-și susține favoriții. Un lucru mai rar întâlnit și care trebuie amintit este faptul că susținătorii celor două echipe au stat împreună în același sector și s-au respectat așa cum ar trebui să se întâmple pe orice stadion din țară. Revenind la joc, să spunem că meciul a fost unul de slabă factură, mult sub pretențiile unui meci care se vrea a fi derby în acest eșalon. Drept dovadă, gazdele au deschis scorul în minutul 38 prin Romeo Paraschivescu, în urma unei grave greșeli a fundașului dreapta de la Mușcelul. Bravo, Căsă! Bravo, frate! La 0 la pauză și din acel moment nu s-a mai jucat absolut nimic până la final. Încă din primul minut al reprizei secunde, gazdele și-au văzut interesul încercând să-și apere avantajul cu simulări grave de accidentări, cu mingi degajate în pădurea din apropiere sau fără mingi repuse rapid în joc de cei de pe margine. Iar când acest lucru a încercat să-l facă unul dintre mușceleni, acesta a fost dat afară din incinta stadionului. Cu alte cuvinte, tragerile de timp pe care le-am întâlnit atât de des la alte partide pe final de joc, cum le-am văzut pe parcursul unei reprize. Chiar și așa, Mușcelul Câmpul Lung nu are nicio scuză pentru jocul prost, mai ales că din minutul 55 au avut superioritate după eliminarea lui Răzvan Sima. AS Valea Ursului s-ar fi putut desprinde în momentul în care, deși cu un om mai puțin, în minutul 62 a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, irosită însă de Andrei Alexandru. Cu puține minute înainte de final, antrenorul Alexandru Popovici a făcut semn jucătorilor săi să se retragă de pe teren, iar apoi el a fost cel care a pătruns pe teren pentru a cere socoteala arbitrului, considerând că s-au arătat puține minute de prelungire în comparație cu desfășurarea reală a jocului. Una peste alta, un joc urât, o victorie fără dubie a echipei gazdă și lacrimi la final pentru mușceleanul Cristian Ghelina, dezamăgit probabil de prestația sa și a coechipierilor săi. Ar mai fi de amintit faptul că minutul 90+2 eliminat a fost al doilea jucător al gazdelor, George Cârstea, însă acest lucru nu a putut schimba nimic pe tabela de marcaj. Mâine seară, la jurnalul sportiv Mușcel TV, vom afla ce spun reprezentanții celor două echipe cu privire la meciul de la Valea Ursului. Tot ieri după amiază s-au disputat alte 5 întâlniri. Vă prezentăm rezultatele înregistrate. CS Mioveni 2, Olimpia Suseni 3-0. Victoria Buzoiești, Dinamic Curtea de Argeș 2-2. CS Rucăr, CS Domnești 2-1. DLR Pitești, Sporting Pitești 1-2. AS Miroși, Viitorul Ștefănești 1-1. AS Valea Ursului, Mușcelul Câmpul Lung 1-0. Podiumul clasamentului se prezintă astfel: locul 1, Dinamic Curtea de Argeș, 22 de meciuri, 52 de puncte, locul 2, AS Valea Ursului, 22 de meciuri, 50 de puncte și locul 3, Mușcelul Câmpul Lung, 21 de meciuri, 49 de puncte.